dare you touch me? Do you want me to be unclean as well? I shouldn't even allow you to beg at my gate. Forgive me, sir, forgive me. I have not eaten in days. I wondered if I might have some of the scraps that fall from your table. Scraps that fall from my table? What then would the dogs eat? I have business to attend to. Here, burn this. It's infected. Era un om bogat care se îmbrăca în purpură și țesături fine și petrecea în toate zilele cu strălucire, iar un sărac, plin de bube, pe nume Lazar, zăcea la poarta lui și ar fi dorit să se sature cu ce cădea de la masa celui bogat. Ba și câinii veneau și îi lingeau bubele. A murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și a fost îngropat. Welcome, Father Abraham. Yes. Yes, I am Abraham. Welcome to paradise.
paradise? Yes, Lazarus. Paradise! We've been preparing a banquet in your honor. Yes, yes, come. Pe când era în sălașul morților, în chinuri, și-a ridicat ochii și l-a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui. L-a strigat și i-a zis: Părinte Avraam, fie-ți milă de mine și trimite-l pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în văpaie. Dar Avraam i-a spus: Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune în timpul vieții, iar Lazar cele rele. Acum însă, el este mângâiat aici, iar tu te chinuiești. Și pe lângă toate acestea, între noi și voi s-a așezat o mare prăpastie, pentru ca cei care vor să treacă de aici la voi să nu poată, nici de acolo la noi. Bogatul a spus atunci: Te rog, părinte, măcar trimite-l în casa tatălui meu, fiindcă am 5 frați, să le dea mărturie despre acestea, ca nu cumva să ajungă și ei în acest loc de chin. Dar Avraam i-a spus: Îi au pe Moise și pe profeți, să asculte de ei. El a spus: Nu, părinte Avraam, ci dacă ar merge la ei cineva dintre cei morți, s-ar pocăi. Dar Avraam i-a răspuns: Dacă de Moise și de profeți nu ascultă, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Lazarus, come to the place your father has prepared for you. We can divide his estate now. We'll all be rich. That is what he would have wanted. Where do you think he is now? He was rich in this life. I'm sure he'll be rich in the next.